Intră în universul Las Vegas și lasă-te surprins de câștiguri infinite. Descoperă puterea SUV-urilor de lux. Inovația ultimului model de smartphone, extazul la peste 200.000 de rotiri gratuite și euforia premiilor cash. Când joci pe Las Vegas, câștigi premii extraordinare. LasVegas.ro. You're under my skin, closing up to the edge. No story to spin, set to enter the stage. You think you know, oh, time to roll. You're under my skin, closing up to the edge. No story to spin, set to enter the stage. You think you know, oh, time to roll. Intră în universul Las Vegas și lasă-te surprins de câștiguri infinite. Descoperă puterea SUV-urilor de lux. Inovația ultimului model de smartphone, extazul la peste 200.000 de rotiri gratuite și euforia premiilor cash. Când joci pe Las Vegas, câștigi premii extraordinare. LasVegas.ro. Las Vegas și lasă-te surprins de câștiguri infinite. Descoperă puterea SUV-urilor de lux. Inovația ultimului model de smartphone, extazul la peste 200.000 de rotiri gratuite și euforia premiilor cash. Când joci pe Las Vegas, câștigi premii extraordinare. LasVegas.ro. Las Vegas și lasă-te surprins de câștiguri infinite. Descoperă puterea SUV-urilor de lux. Inovația ultimului model de smartphone, extazul la peste 200.000 de rotiri gratuite și euforia premiilor cash. Când joci pe Las Vegas, câștigi premii extraordinare. LasVegas.ro. Las Vegas și lasă-te surprins de câștiguri infinite. Descoperă puterea SUV-urilor de lux. Inovația ultimului model de smartphone, extazul la peste 200.000 de rotiri gratuite și euforia premiilor cash. Când joci pe Las Vegas, câștigi premii extraordinare. LasVegas.ro. Oh.
Universul Las Vegas și lasă-te surprins de câștiguri infinite. Descoperă puterea SUV-urilor de lux. Inovația ultimului model de smartphone, extazul la peste 200.000 de rotiri gratuite și euforia premiilor cash. Când joci pe Las Vegas, câștigi premii extraordinare. LasVegas.ro. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit aici în frumoasa locație, sala Luceafărul, pentru conferința de presă a celei de-a 43-a ediție de Eric Chef, o ediție specială Las Vegas, care va avea loc la data de 21 februarie 2023. Are you ready, ladies and gentlemen? Let's start the show. Pentru voi în această seară avem o tombolă. Hai să vă explic despre ce este vorba, fiți atenți. Cei care se uită acum în mediul online, cu ocazia acestei conferințe am pus la bătaie un iPhone 14. Intrați acum pe ericsef.ro să completați formularul tombolei. Cei care sunt acum în sală, ladies and gentlemen, aceeași oportunitate vi se oferă și vouă. Completați formularul tombului care se află la intrarea salei Luceafărul, ladies and gentlemen, și extragerea acestei tombole va fi mâine la ora 13.30 pe ericsef.ro, de asemenea pe canalul Eric Chef YouTube. Încă o dată, ladies and gentlemen, avem o tombolă și poți câștiga un iPhone 14. Cei din mediul online, completați formularul ericsef pe ericsef.ro, de asemenea cei care sunt în sală, completați formularul care se află la intrare pentru un iPhone 14. Alright, ladies and gentlemen, hai să vă fac o prezentare despre fiecare în această seară, dar mai înainte am dorit să mulțumim sponsorul nostru principal, partenerul nostru principal, Las Vegas. Alright, are you ready? Haide, vă rog, un rând de aplauze, toată lumea, bring it on! Eric Chef in the motherfucking house! That's what's up! Ok, hai să trecem la prezentarea eroilor voștri preferați. Let's give it up, doamnelor și domnilor! El este participant la prima ediție Next Fighter și TikToker! Haide, în aplauzele voastre pentru Răzvan Bărzu! Și acum aș dori să-l chem pe adversarul său, participant la prima ediție Next Fighter, student, în aplauzele voastre pentru Mario Fedor! Ok, să trecem la următoarea luptă, doamnelor și domnilor, în aplauzele voastre, The Superstar! Let's give it up, Mihai Aptănase! All right, my brother, welcome! Și acum aș vrea să-l chem pe adversarul său, cunoscut pentru provocări inedite precum mestecatul lamei de ras, scosul laptelui pe ochi, provocări de strongman și săritul în apă. Fost concurent Splash, ladies and gentlemen, în aplauzele voastre pentru Fakiro! Yeah.
the fuck you, te-aș ruga să te duci la locul tău. Și hai să continuăm această prezentare. Ladies and gentlemen, Mr. DJ, put back the music. Următoarea luptă, el este bodyguard și tiktoker. În aplauzele voastre pentru Raul Da! Domnilor și domnilor, pe adversarul său, în aplauzele voastre. Bă, vorbesc serios. Aplauze! Toată lumea pentru George Naga! Personal trainer! Vedeți TikTok! Here we go! L-am adus pentru voi. Ok, următorul meci, doamnelor, el nu se află, nu este prezent în această sală, în această seară. Este vorba de Ovidiu Nevel, care va fi alături de noi prin Skype. Dar aș vrea să-l chem pe adversarul său. Aplauze pentru Alex Bobby Soiu. Ok, ladies and gentlemen, hai să trecem la o luptă. Este vorba de fete. Here we go, în sfârșit. În aplauzele voastre, ea este organizator evenimente, fostă concurentă Puterea Dragostei și TikToker. În aplauzele voastre pentru Roxana Zuzu. La la Roxana. Sexy. Și acum adversarea sa, ladies and gentlemen, este personal trainer, fostă concurentă Puterea Dragostei. Let's give it up for Kinga Queen. Alright, ladies and gentlemen, wow, un match pe care l-aștept cu nerăbdare. Let's give it up. Doamnelor și domnilor, el este artist. Yeah, hai să zăbovim un pic. Doamnelor și domnilor, în aplauzele voastre pentru John Băiat Bun. Ia uite, sper că ați avut timp să vă uitați la numele voastre când pășiți pe scenă. Alright, ladies and gentlemen, suntem tot acolo. El este artist. Și aș dori să vă chin în aplauzele voastre pentru OG Ladies and gentlemen, un alt meci pe care eu personal l-aștept cu nerăbdare. Let's give it up. El este influencer, personal trainer. În aplauzele voastre, este nou în gala asta. Vă rog, hai să-l întâmpinăm și să-i facem o venire cum trebuie. Doamnelor și domnilor, let's give it up pentru Dorian Vici.
Vincenzo. The adrenaline in the house is massive. All right, doamnelor și domnilor, el este artist. You know I like that shit, no? Artist și influencer. Let's give it up pentru Bogdan Mocanu. Alright, ladies and gentlemen, să vă readuc aminte, puteți paria pe luptătorul vostru preferat pe lasvegas.ro. Am să repet, puteți paria pe luptătorul vostru preferat pe lasvegas.ro. Și acum, ladies and gentlemen, să trecem la întrebările presei, de asemenea și întrebări din public. Așa că cei care au o întrebare, nu ezitați să ridicați mâna și microfonul va ajunge la voi pentru acea întrebare. Hai să începem cu presa. Are you ready? Haideți să aplauze toată lumea pentru cei care sunt aici pe scenă. Let's give it up! Bra! Thank you! Bună seara tuturor! Dacă... revenit. Bună seara tuturor, sunt eu... Îmi fac mă... Urmează să pui întrebările roșii și de asta. Al, vrei pe-l meu acum? Bună seara tuturor, sunt eu, nu Spitbull at Odresei. Sunt alături de voi în această seară cu cele mai indiscrete întrebări, dragii mei. Nu vă supărați pe mine, nu am nimic personal cu voi, dar nu sunt singur. L-am în stânga mea pe Yamato Zaharia, în dreapta mea pe Ștefan Ciuculescu, Daniela Mireanu și Lavinia Mihaela Târzianu. Și încă o colegă care trebuia să vină, dar având picioarele mai scurte, n-a reușit să ajungă pe drum, că vrea să-și facă extensie de picioare. Noi știm mai bine. Pregătiți pentru întrebări? Cine pune prima întrebare? Hai să începem cu întrebările, cum ne-am obișnuit la fiecare conferință de presă, în ordinea în care au intrat, cu primul care a intrat. Deci începem cu Răzvan Bârzu. Cine are întrebări pentru Răzvan Bârzu? Ștefan. Dacă vei câștiga lupta cu Mario Fedor, îți mai dorești să lupți cu Ștefan Ciuculescu? După cum a spus German, Ștefan, atâta s-a apă. Da, dar întâi trebuie să treci de Mario Fedor. Vă vedea ce se va întâmpla pe 21. Da, Ștefan, te poți apăsa pe acest. Crezi că va fi mai ușoară lupta cu Mario Fedor decât lupta pe care ai avut-o data trecută cu Adrian Crăciun? Nu, va fi o luptă mai ușoară, mai de ochi. Va fi o luptă mult mai grea, dar vom vedea. Îl vezi pe Mario Fedor mai puternic decât Adrian Crăciun? Pentru că data trecută ai fost trimis la podea în prima repriză, în gala Next Fighter. Mai puternic, poate puțin mai tare. Am înțeles. Colegi, întrebări pentru Răzvan Bârzu. Nu ți-e teamă de Mario, având în vedere că data trecută a tăcut și l-a și bătut pe adversarul său? Nu mi-e frum, de ce să fie frum? Dar mi-e da frum, aici. A fost reținut în declarații și totuși ai văzut ce meci a făcut în Gala Next Fighter. Vom vedea pe 21.
cu tine. Consider că ești în... aparatul, nu spune cuvântul. Crezi că ești în avantaj față de Mario Fedor datorită greutății tale? Adică câteva kilograme totuși vizibile în plus față de el. Da, o siguranță. Se va vedea. Mulțumesc. Eu mă bucur că-ți dorești lupta asta cu mine, dar până la lupta pe care ar fi posibil să o avem noi doi, trebuie să treci de băiatul ăla. Și eu te întreb cât de pregătit te simți pentru 21 februarie. Să-ți văd pe atât, bătidule, să mă pe atât, iar tu nu te băuna pe atare. Dar acum că tot îl ai în partea asta din față pe colegul meu Ștefan Ciuculescu, ai un lucru personal cu el sau doar o simplă dorință de a intra în cușcă? Dorință de a intra ușor tot, nu la tine personal. Prin de asta te adu, întâlnu și vorbesc vreun, după vorbim. Unul de altceva de pățit în mine, te aștept afară. Ai ratat să te facă rață la tavă, adversarul din Next Fighter, gala trecută pe care am văzut-o. De data aceasta, crezi că medicul va reuși să câștige acest meci cu tine? Vă vedea! Mario Fedor, în emisiunea Fight Club, a declarat că data trecută a bătut o gâscă. N-are nicio problemă să bată o rață. Cum comentezi? Ce pot să spun, Mario? Cine te vede, plătește-te, o să ai un meci greu. Mai aveți, colegi, întrebări sau trecem la adversar? Mai are Ștefan. Mai am și eu o întrebare pentru tine, Răzvan. Am înțeles că ești stabilit în Anglia și că ai ales într-un fel sau altul să te pregătești acolo. Este adevărat? Da, o să mă pregătesc aici și după o să merg să mă pregătesc la unul. La prietea fărătorul. Mulțumim, Răzvan. Mergem mai departe la Mario Fedor. Alex Cruciat, fostul tău adversar din Gala Next Fighter, n-ai reușit să-i închizi gura pentru că tot comentează pe rețelele de socializare că tu trebuia să fii descalificat pentru că ești practicant de brazilian jiu-jitsu. Cum comentezi? Nu sunt practicant de brazilian jiu-jitsu, de niciun suport de contact și el o să rămână mereu cu vorbele. Altceva nu o să facă, fapte zero. Mario, îl vezi pe Răzvan un meci mai ușor față de meciul precedent? Nu-l subestimez, va fi un meci mult mai greu decât cel cu Alex Cruciat. Crezi că pe Răzvan vei reuși să-l duci la sol și să-l submiți? Bineînțeles. Dar care sunt calitățile care crezi că te-ar putea face câștigător? Atitudinea. Atât. L-am văzut și pe Cruciat pe Instagram spunând că tu te-ai prefăcut în emisiunea Fight Club când ai declarat că nu știi ce centură a obținut antrenorul tău. Este adevărat? Nu, chiar nu știu ce centură. Avem întrebări din sală pentru Mario? Pentru Răzvan. Întrebare pentru Mario. Răzvan, în emisiunea Fight Club, a aruncat în tine cu un pachet de șervețele. Iar tu, foarte calm, ai luat acel pachet și ai zis că îl vei păstra și îl vei înapoi după meci pentru că va avea nevoie de el. Ai păstrat acel pachet? Da, l-am la mine, îl voi șterge după meci. Perfect. Tatăl tău ți-a făcut o surpriză și a venit la gala trecută în care ai luptat. Va fi lângă tine și în gala RXF 43 când vei lupta cu Răzvan? Cu siguranță. Mulțumim. Mai aveți întrebări pentru băieți? Cu cine te pregătești acum? Știu că la noi în emisiune ai fost, dar dat fiind faptul că această conferință are loc în seara aceasta și există și un public care e alături de noi, la fel și pe YouTube, cine te pregătește în prezent la antrenamente, Mario? Sasha Markov. Mulțumesc de răspuns. Mergem mai departe. Ionuț, ai cuvântul. Întrebare pentru Mihai Aftănase. Am văzut pe rețelele de socializare că ai postat că tu te antrenezi pentru Sandu Lungu, pentru că
pe Fakiru îl bați și ne-a antrenat. Cum comentezi? Păi, uitați-vă la el cum arată, mai are 25 și moare. Ce să mă antrenez pentru el? Mă antrenez pentru un campion, eu nu mă antrenez pentru un fraier. Eu dau tot ce e mai bun să mă bat cu un campion pe viitor. Vreau să progresez, să ajung să lupt la profesioniști în acest sport de contact. Știți cumva al cui ăsta? Din ce s-ar vine? La emisiunea Fight Club s-au cam încins spiritele și v-ați luat, aproape v-ați luat la bătaie. Cu ce te-a enervat așa tare Fakiru? Fața lui de fraier. De ce ai ales opțiunea să nu mai vin armat de data asta, Mihai? Că data trecută ai venit cu un topor. De data asta am venit îmbrăcat elegant, am vrut să, vreau să mă compor mult mai frumos, pentru că urmează să vină Crăciunul și mi-aș dori ca Moș Crăciun, zis Fakiru, să-mi aducă cadouri. Na. Care ar fi cadouul pe care ți l-ai dorit de la Fakiru? Nu știu, să fie surpriză. Cadoul lui cred că i s-ar potrivi, ca și cum e îmbrăcat, un costum din lemn de 1,95 m. Cred că ăsta e cel mai bun cadou. Mihai, consider că meciul acesta cu Fakiru va fi mai simplu decât cel pe ai care venit, l-ai avut cu Augustan? Ai venit îmbrăcat, zici că te duci la pomană, la biserică. De la tine, pentru tine m-am pregătit, pentru pomana ta. Uite aici, băiat elegant, frumos. Dar te rog acum că suntem o grămadă lume și majoritatea te știu, după TikTok, de ce boală suferi tu de când bați cu alea? Ce boală ai? Fac bani. Ai? Fac bani. Decât să-mi bag de-l dău în cur, cum fac mulți alți de pe TikTok, dau cu o sticlă de masă și fac bani, ai înțeles? Asta e partea a doua, cu făcutul bani, dar cred că trebuie să suferi de vreo boală, adică... Auzi, Mihai, ai spus că acum îți dorești să faci performanță în acest sport de contact, dar în alte emisiuni ai declarat că nu îți face plăcere. Bună seara, bine v-am găsit. În primul rând vreau să vă întreb, ce i-a îmbrăcat pe ăștia, mă, mâncavași gura voastră, că sunt jalnici? Bă, trebuia să aveți Ferrarul e, dar tu te-ai uitat în oglindă înainte să vii aici. Salut! 60 de lei fac și deplasări. Te pup, frate-mi, să fii sănătos. Ascultă-mă. Bă, fraților, trebuia să aibă toată lumea o ținută, nu să vină fiecare unul cu un cojoc rusesc, unul cu Adidas cu 7-8 ani mai mari ca el. Deci aici sunt tot... Pe Fakiru ai legătura. Deci, bună seara, aș vrea să îl întreb și eu pe Fakiru de unde și-a cumpărat voievozii aia din picioare să moară. Vezi să nu scadă păduchii din cap când face așa. Băi, dar nici cu micăiță nu mi-e rușine, reprezintă Horeca. În primul rând, am înțeles că o să particip și eu la următoarea gală. Da, îmi fac OnlyFans. Mă bat pe abonații după Oli, că da, mă, majoritatea aici. Vă pup și ce să vă doresc succes la toți de aici care vă... Știți? Vă pup. Mihai, ai zis că nu-ți place acest sport, dar acum ai spus că vrei să faci performanță în el. De unde e schimbarea asta dintr-o dată? Pentru că eu n-am mai făcut sport de foarte mult timp și când m-am apucat de antrenamente pentru MMA, mi-a fost foarte greu, dar în timp a început să-mi placă și am văzut rezultatele mele. În foarte puțin timp am avut rezultate pe care nu le are alte persoane într-un an. Dacă vei pierde lupta cu Fakiru, îți mai dorești să lupți? Da. Okay. Ai declarat că mereu ți-ai bătut dușmanii ilegal, iar acum ai ocazia să-i bați legal. Îl consideri pe Fakiru dușmanul tău? Nu îl consider dușmanul meu, doar o persoană cu care îmi pot descărca nervii, emoțiile mele negative pe care le-am acumulat de-a lungul timpului. Ce te-a supărat? De ce ai emoții negative? Din cauza trecutului meu pe care l-am avut, din cauza familiei și multe altele. Eu ți-am adresat întrebarea puțin mai devreme și îmi cer scuze că mă repet, dacă vezi acest meș ca fiind unul mai ușor decât cel pe care l-ai avut cu Yasmina Goston. Sincer, cu Yasmina Goston am avut emoții, cu el nu am absolut nicio emoție. Consider că veți face un meș la fel de frumos în cușcă în 21 februarie 2023? Eu zic că un meci terminat prin knockout este mult mai spectaculos decât unul să dureze 3 reprize. De acord cu el, o să piardă prima repriză. Pentru meciul acesta ai ales să te pregătești la Iași și să nu te mai pregătești la Deva cu Robi Munt.
În mediul online a ieșit și se zvonește faptul că tu cu Robi ați avut o discuție și ulterior o posibilă ceartă între voi doi. Nu a fost absolut nicio ceartă între noi doi. Robi a înțeles, i-am spus destul de frumos. Eu m-am mutat la Iași cu antrenamentele, deoarece bunica mea este bolnavă, mai are un pic până moare și aș vrea să-i fiu alături pe ultima 100 de metri. Mulțumesc! Mergem mai departe la Fakiru. Ai declarat că acest copil, Mihai Aftanase, te-a enervat foarte tare și există posibilitatea să înceapă lupta la această conferință. Cu ce te-a supărat așa rău, Mihai Aftanase? Atunci în studio, după cum știți că a spus câteva cuvinte care m-a înțepat și m-a înțepat destul de bine. Nu știu și nu mă bazez că o să fiu cald până la sfârșit, doar că având în vedere că vin sărbătorile, eu zic că să fii mai buni și chiar îi propun ceva lui Mihai. Știți că avem tradiții. Eu nu am o capră, vreau să merg cu capra în ăsta și dacă vrei să te bagi. Te-au pus capră toți de la tine de acolo și acum ce vrei să faci? Nu te-au pus. Eu vreau dacă vrei să mergi, nu fără glumă. Asta e o tradiție, ceva strămoșesc. Și n-avem capra noastră, dacă vrei să te bagi. Eu fac bani din bătut sticla cu masa, tu du-te cu capra. Dacă făceai bani nu mai era aici, îmi spun eu. Cu cine te antrenezi acum, Fakiru? Am văzut în momentul în care ai făcut anunțul despre conferința de presă în mediul online, că erai în pădure acolo unde spui că îți cumulezi toate energiile pozitive. Cu cine te antrenezi în prezent? În prezent mă antrenez cu... Cu porci mistreți. Da, și cu el. Și cu tine o să mă antrenez. Îți dai seama, dacă o să mă antrenez cu porcul mistreți, tu ești mizilic. Pe tine te mănânc într-o gură. Ăsta mănâncă ciperci otrăvitoare în fiecare dimineață. Da. Mă antrenez în locuri diferite, cu mai mulți oameni. Chiar și atunci în pădure când mă vezi tu, aia este mai separat. Adică acolo fac altceva. Dar mă antrenez cu cineva care chiar știe meserie. Nu vreau să dezvolt prea mult pentru că nu vrea să afir, adică să spun despre cine e vorba. Doar că mă antrenez, sunt pregătit, eu îl văd ca o muscă, atunci când îi dai și ai prins, o aruncat jos. Cam așa e pentru mine, Mihai. Nu te-am văzut niciodată ieșindu-ți din fire, cum am văzut la emisiunea Fight Club, acolo când i-ai aruncat paharul de apă în fața lui Mihai Aftanasie. Ce te-a determinat să iei așa foc? Deci această mizerie a societății, cum am spus, că de multe ori scoate cuvinte care te dor, adică care te înțeapă, am zis, trebuie să există o limită în a ne contrazice, în a ne lua la... Dar el a întrecut măsura. Și eu propun aici de față cu toată lumea, hai să dăm acum un mic sparing. Hai să dăm, care pe care. Hai dacă ești barde, uite, hai, hai! Hai acum, hai! Acum, uite, eu zici că am 22 de ani. Dau dovadă că sunt mult mai matur decât tine, un copil de 5 ani. Hai să mergem acasă! Hai, hai acasă! Fakiru! Avem? Cine face? Deci avem un Skanderberg între Raul Dan și George Zonoagă. Poate vreți să vă înscrieți în acest Skanderberg, right? Vrei să te înscrii? Haideți! Nu. Ok. Fakiru, cu cine îți mai dorești să lupți după meciul pe care îl vei avea cu Mihai Aftanase? Am repetat de 1200 ori că cine aș vrea să fie adversarul meu. Van Damme este unul dintre ei. Dar haideți să vă spun ceva, că am luat legătura. Mi-a cerut 3.000 de euro și așa că nu mai... Acolo nu mai ne băgăm. Ori cu Zanidache. Da, deci îmi mențin ce am spus de la început și o spun și astăzi. Moroșanu, unde ești, bă, frate? E pe aici, în sală, să vină! Băi! Mențin, până la capăt, până voi lua pensie de la RXF, Moroșanu, dacă o să vrea vreodată să bată cu mine, și la capul 6, nu contează oriunde, și în Băneasa și oră, mă bat cu el oricând vrea. Mihai Aftanase a declarat că tu ești bătrân și ar trebui să stai acasă să-ți crești nepoții, nu să te bați prin gale. Cum comentezi? Bătrân înseamnă altceva pentru Mihai. Nu știu ce înseamnă bătrân. Bătrân înseamnă să nu mai poți să faci, eu știu, să-ți duci o sticlă la gură, să nu poți să mergi, să mergi un pas, doi, să dai o bășină, ceva de gen. Asta înseamnă bătrânețe. Pentru mine, la ceea ce pot să fac eu la 40 de ani, nu pot să fac unul la 20, așa că nu sunt bătrân. Consider că veți duce la bun sfârșit aceste 3 runde, pentru că cei care vor fi în sistem pay-per-view, respectiv acolo unde se va susține lupta, se vor bucura, mă gândesc, de un meci frumos.
vă spun că sunt pregătit pentru 3 runde și aș face și altfel. Aș trece de alea 3 runde, 5, aș băga în 5 runde, ca să vedeți că duc mai mult decât 3. Ce te-a motivat să accepti această provocare la luptă cu Mihai Aftănase? Ce m-a provocat? Ce? Ce te-a făcut să accepti această provocare? Păi eu accept orice, dă-mi-l pe bunică, tu dă-mi pe cine vrei tu, eu mă bag oricine. Eu n-am... Cred că a greșit persoana. Ai greșit persoana, zâna mea. Păi zâna mea, cum v-a spus, nu, cam nu contează numele sau vârsta sau... Păi bunicul e aici, uite. Hai! Te-am văzut pe rețelele de socializare că te antrenezi foarte intens, chiar ți-ai julit tibiile. Crezi că vei avea o luptă mai grea cu Mihai Aftănase decât cu Perversul? Da, da, deci cu Perversul am avut lupta mult mai grea decât cu... Ce? Mai grea? Lupta? Ce? Nu mă, eu am spus bine, deci cu Perversul am avut mai greu, o să am mai greu. Ce nu înțelegi? Nu m-ai ajutat. Lasă-l pe întuneric. Ia acolo, bei puțin apă, ce se dă? Hai ne... Asta e treaba voastră, bun. Deci o să fie mult mai ușor meciul cu Mihai, ca să vă răspund așa, decât cu Perversul. Ăsta, animalul ăsta, avea 130 de kg, exact ca porcul care l-am tăiat eu cu câteva zile. Și mi... Așa. Și mi-era mai greu să pot să fac ce pot să fac cu Mihai, care are în jur de 102 kg. E mult mai ușor, adică vă spun. Mi-e ușor cu el. Mulțumim. Mergem mai departe la Raul Dan. A, de la unul la altul. Întrebări din sală pentru Fakiru? Ferraru, ai întrebări? Sau pentru Mihai Aftănase? Ai întrebări? Te rog! Dacă vrei, ți-i dau! Da, o să lupt în ei! Vreau să te întreb dacă o să lupți în voievozi. Dacă mi se dă voie, da. Voi lupta cu unul de gât și cu unul în picior. Și am o întrebare și pentru Mihai. Dar ție nu ți-e rușine să-l provoci la el în sat? Că el acum e într-un sat. Cum? Cine a pus întrebare? Nu ți-e rușine să-l provoci la el în sat? Îl bat oriunde, nu-i problemă. Băieți, roviniete aveți? Că mă doi la țară să mă... Nici măcar mașină nu am. Nu știu, băi, Fakirule, cum crezi tu că m-ai bătut, dar asta e. Băi, una și cu una face două. Vă aștept pe toți care sunteți în sală să donați. Cine n-a donat a rămas Final Boss, o Gizbul. Vedeți că ne luăm de voi dacă nu băgați la cutie. Întrebare pentru Roxana Țuțu. Ce părere ai de adversara ta? Crezi că îți va face față în cușcă? Păi, dacă nu face față, din câte știu eu, face spate. Roxana, întrebarea ți-a adresat-o puțin mai devreme Ionuț, colegul meu ce-i drept, dar fiind faptul că noi ne-am văzut la emisiune și urma să te lupți în cușcă cu Denisa. Da. Atunci când ai declarat că tu vorbești doar de tine, nu de adversara ta și că ești sigură pe calitățile pe care le ai. Ce crezi, care crezi că sunt avantajele față de adversara de acum, cea pe care o vedem alături de noi la conferința de Kinga Queen? Simpla ei prezență este un minus pentru mine. Atâta tot. O să trecem mai departe și o să-i adresez o întrebare lui Vicențu, o întrebare care apare des în mediul online și anume, fac mă asculți, te rog? Hello? Aici, mulțumesc. Perfect. Bună, scuză-mă. Bun. Da. Ok, o să reiau ceea ce am spus. Ideea este că în mediul online tu afișezi lux, opulență și așa mai departe, ceea ce se și vede în seara asta, însă ești acuzat cu ghilmele de rigoare că mașina cu care te pozezi nu este a ta. Cum comentezi? Bentley-ul acela. A fost, nu mai este. Și a fost a ta? A fost a mea, da. Ok. Întrebare pentru Kinga. Am văzut pe Instagram-ul tău că ai foarte multe medalii la fitness. Da. Crezi că aceste rezultate te vor ajuta în cușcă? Da. Roxana Țuțu.
Da, vă rog. Ai încercat chiar din vară să-ți găsești o adversară, așa cum spui tu, pe măsura ta. Consider că Kinga este nu o adversară? Nu am încercat să-mi găsesc, doar mi s-a găsit. Doar ți s-a atâta găsit. Tot. Consider că e o adversară pe măsura ta? Nu. De ce? Pur și simplu, nu-mi inspiră nimic. Păi și atunci de ce nu ai refuzat? Eu pe tine? Păi da. Poți întreba, te rog frumos, producția, dacă eu te-am refuzat pe tine? Dar puteai să refuz, să vrei pe cineva. Păi de ce mai, să te refuz dacă te bate? Ceva mai puternic decât tine, adică tu te-ai apucat de antrenament din vară, dacă bine am înțeles. Eu nici știi nu m-am prost, apucat. Ești prea ocupată să scrii băieților și nu te informezi ce trebuie nu, de fapt. Nu, stai liniștit, am altă treabă. Ciocu nu te-am înțeles. Nu te-am înțeles. Nu m-ai înțeles? Nu te aud. Poate nu sunt pe înțelesul tău, pentru că nu vrei tu să mă înțelegi. Pe nu te înțeleg. Normal. Nu vrei să mă înțelegi. Nu pot. Scrie băieților în continuare. Ce să fac? O să înțelegi mai bine. Nu se aude. Nu se aude. Roxana? Da. I-a scris Kinga, nu știu, partenerului tău sau altcuiva ca asta dai de înțeles? Nu știu, dar cu siguranță se află fetele prin sală care n-au scăpat vreun iubit, ceva, nu știu. Obișnuiește de fel să scrie, deci... Pe ei, așa că te rog eu frumos. Da, și la podcast am văzut că din 6 băieți tu le-ai scris la 8. Respect. Care ar fi? Da, te rog frumos un exemplu. Dă un exemplu, te rog eu mult. Dă un exemplu dacă tu vorbești. Nu înțelegi că nu-i nevoie de exemplu, că 70% din sală este a ta? Din păcate... În timp ce eu te analizam pe tine, tu făceai poze cu băieții pe hol, ca să înțelegi cum stăm. Stai cu minte, fata mea. Eu o să stau cu minte, dar mai cu minte stai o să stai tu când o să-ți rup ție gura în cușcă. O să-mi rup gura? Ce-o cu mică, nu ești de mine, sora mea. Și? Kinga, da, ai aflat... Ce, nu mai e glas? Poftim? Nu mai e glas? N-am înțeles. Da, tu nu înțelegi nimic? Nu te aud, fată, nu. Pentru limba română apasă-te asta 1. Nu înțelegi nicio întrebare? Nu te aud. Spală-te în urechi atunci. Poate vrei tu, în gală. Mă speli tu? Tu pe mine, în gală. Vedem. Luați o pauză, vă rog. Kinga, ai spus înainte de a intra în conferința de presă că nu ai vrea să-mi spui cu cine te antrenezi. Aflând cu cine se antrenează Roxana, ai spus că antrenorul tău, mi-ai dat cel puțin de înțeles, că e ceva high class. Nu există antrenorul momentan, nu-i normal că nu-i dă nume să nu pară proastă. Păi da, dacă îmi spui de... Dă! Nu mai... Pe această cale, domnule Mirel Drăgan, țin să vă salut și vă iubesc cu respect. Am o întrebare pentru Raul Dan. Ai avut un cont de TikTok de 1 milion de urmăritori pe care postai tot felul de tehnici de Krav Maga. Crezi că aceste tehnici de Krav Maga vor funcționa în cușcă cu George Zanoagă? Unele nu. Unele din ele nu. Dar o parte nu sunt permise. Am înțeles, dar cele care sunt permise în cușcă, crezi că vor funcționa 100%? Da. George Zanoagă, îl consideri pe Raul Dan un adversar periculos? Eu cred că fiecare este periculos în felul lui. Este foarte important cum abordăm meciul și din punctul meu de vedere este un adversar de nesubestimat. Deci eu cred că va fi spectacol și o să-l iau foarte în serios. Raul, eu mi-am adus aminte cine ești, că tot te antrenai, loveai o pernă, sticle, pereți, așa după cum știm cu toții, sacul nu dă înapoi. În momentul de față te antrenezi tot cu pereți sau te antrenezi cu persoane vii? Nu, sacul s-a inventat ca să te antrenezi, să-ți mărești forța de viteză, de lovire și decât să lovești cu oameni, mai bine dau într-un sac. Ăla nu dă înapoi exact, dar nicio persoană nu mai dă înapoi, stai liniștit. Garantez. Nu mai dă nicio persoană înapoi, stai liniștit.
George, având în vedere că tu ai acea accidentare la mână, crezi că îți va pune probleme în gala din De degetul al prim. Problema va fi atunci, să vedem în funcție de cum, de cum o să decurgă meciul. Eu sper să nu, să nu mă reaccidentez în acea zonă, pentru că asta ar însemna din nou operație. Deci merg pe propria răspundere, mi-asum toată treaba asta și eu zic că o să-l bat. Dar o să-l bat bine, rău de tot, și cu degetul ăla. Ai mai fost la un pas de a te lupta într-o gală, dar ai renunțat pe ultima 100 de minute. Da, am avut o lună și jumătate de timp de pregătire după 5 ani de pauză. Am început antrenamentele brusc, intensitatea antrenamentelor fiind una foarte mare. După 2 săptămâni și jumătate m-am reaccidentat în acea zonă. Am făcut o contuzie, mi-a zis doctorul că pot să lupt, doar că merg pe propria răspundere, în orice moment se poate rupe degetul din nou. Și atunci am ales să renunț atunci. Oricum aveam 3 săptămâni de stat cu mâna în gips și o săptămână până la meci, deci timpul meu de pregătire era nul. Cum te-ai simțit când ai aflat cu cine vei intra în această gală, vorba de adversarul tău, Raul Dan, dat fiind faptul că în gala 42 Alex Zănoagă, fratele tău, a pierdut meciul? Consider că te motivează mai mult ca în acest meci cu adversarul tău să câștigi? În primul rând am rămas plăcut surprins pentru că am văzut acel video de pe TikTok în care m-a provocat, știind că el a mai provocat pe cineva înainte. Erau publicul meu tot îl tăguia atunci în momentul ăla și am ales să lupt pentru că îmi doream foarte tare și mai ales pentru că este un luptător, este un băiat care știe ce face și atunci va fi credibilă lupta. Fii atent, George, dacă tot ai microfonul la tine, ce idei mi-au venit, colegii vorbeau aici să trecem mai departe la Bobicioiu. Vrem să vă luăm pe sărite, nu vă mai luăm în ordine. Okay. Ai accepta o luptă cu Alexandru Bobicioiu pentru că el mai are un meci în contract cu Eric Sefu după meciul ăsta cu Neveu. Având în vedere background-ul nostru, pentru că din câte știu el a venit din lupte libere, are vreo 6 ani de lupte libere, eu am vreo 6-7 ani de kickboxing, are un meci în fața mea de MMA, deci pot spune că eu sunt amator în contextul ăsta. De ce nu? De ce nu? Ar fi o luptă mișto, cred. Ia să vedem microfonul la Bobicioiu, să vedem ce răspunde Alexandru Bobicioiu. Ai accepta o luptă cu George? Da, cu siguranță. Deci după meciul cu Neveu putem vedea un meci între Alexandru Bobicioiu și George Zănoagă? Eu m-am gândit la alți adversari, dar de ce nu? Și cu el. Foarte tare. Tu aici ai învățat să citești? Aici ai învățat să citești? Da, întrebarea mea e în ce gală să bate dânsul, în gala Sprite care tricou cu Coca-Cola. Nici de cum cu... Da, tu aici ai venit grădiniță, nu? Că da. Nu știi să citești. Păi dar nu sunt Zmardoi, frate. Păi da. Eu am venit să râd. Zmardoi știe să citească. Știu să citească. Aia știe eu... să citească. Noi am făcut mai mult scrimă. Am o întrebare pentru Kinga, dacă se poate. Vreau să o întreb dacă va concura în blana asta de nașă. Da, de ce nu? Și dacă vrei să o împrumut și ție. Mulțumesc. Cu tot drag. Pe live-ul de TikTok, pe live-ul de pe YouTube, mă scuzați, toată lumea îl cere pe OG Izbul, care e foarte tăcut în seara asta. Și nici nu mă bag în seamă. Da. Bună seara. OG Izbul, John Băia Bun este foarte vocal în conferință. Crezi că în cușcă va fi la fel de puternic ca în declarație? Bună seara și bine v-am găsit. El acum își face damblaua. Ce face zranța mea preferată? Auzi? Dar de ce nu-i cer colegii tale să spui geaca aia pe tine? Că ți-ar sta mai bine decât ei să mor eu. Aoleu. Păi stă bine, pula stă bine pe OG Golo, stai jos, iar te-ai ridicat în picioare. Bă, mi-ai stau cerut jos, voie să te ridici. Stau jos dacă te pui mi-ai sumasă cerut aici, voie să te ridici. Mi-ai cerut voie să te ridici. Dă-te pula mea de mâncam mai pula. Bă, iar ai venit cu ochelarii aia, mă. Bă, iar te bat aici. Te uiți câși, nu mă vezi bine? Aia zi, lasă așa, mă. Pleci bătut de aici. Iar ai tras vardul pe pereți. Dă-te pula mea de oposit. Ascultă, șeful, stai jos. Iar ai venit beat, mă, mâncat. De ce ai venit beat iar? De ce? Iar ai venit beat. Ai auzit că nu s-a amestecat steroizii cu băutura. Uite să moară familia mea dacă nu am aici.
Zdranțul mică, nu s-a amestecă sărunții cu băutura. Te bat și beat și spart și cum vrea pula mea, te bat pe tine, mă. Așa vreau să te văd și în cușcă. Ești tranță până la capă. La atitudinea asta vreau să văd în cușcă. Bă, du-te, drecu, dă-mi platul, drecu. Stai jos. Bă, ți-e stoasă, stai jos, să moară familia. Stai jos, că ți-e la cap. Ți-ai pus carapace aia în față. Zdranțul, stai jos. Așa, bravo, vezi că știi? Așa o să te plimb până cu lesa în cușcă. Bă, vrei să-ți arăt microfonul cățeluși ăsta direct în frunte? Dă-te în pula mea de bulangiu. Parcă te-ai umflat un pic la față aici. Mea. Ia zi cu steroizi aia, ce faci? Ia zi, ia zi, în cur îți place, a? Te-am învățat velea pe stero. Bravo, mâncați așa. Ogi. Așa să faci. Ogi, la emisiunea Fight Club, John Băiabun ți-a adus un cadou, multe jucării, multe vibratoare. Da, dar mi-a stăiat în emisiune, tu mai ales. Tu, păi el cu asta se ocupă. Tu mi-ai tăiat din emisiune cadoul meu de... Taci, dracu, din gură, tu, mă! Taci în pula mea de zdranță, stai jos! Mi-ai tăiat cadoul de Crăciun pentru bulangiu. Stai jos când vorbește șeful, stai jos! Colegii mei de la montaj, îmi cer scuze, au tăiat acum, n-am ce bă, să fac. Bă, dar de ce a tăiat? De ce a tăiat? Că a sunat peștele... Pentru că era una neagră și una albă. Adică femeia lui, eu peștele sunt, lui... Eu sunt peștele tău. Să tăie din emisiune, nu? Zdranțul, nu vorbi de nevoastră dacă pleci bătut de aici. Pleci bătut de aici. Băi, târfă. Îți jur, îți garantez că pleci bătut. Bă, dă-te morții tăi de aici. Bă, ce pula mea, ce pula mea vorbești, mă? Ce pula mea... Erau lucrurile mai puțin de tensionate în emisiune la Fight Club, dar nu știu ce s-a... Nu cu scaunul, că a fost fakirul data trecută cu scaunul. Nu apelați și voi la asta. Ce să urcă să ruizi la cap, nebunule? De unde până unde bagi morți în discuție? De unde bagi morți? Și eu pe voi. Și liniște vă rog, liniște vă rog, liniște. Așa, așa, așa. Mai mult, mai mult, mai mult. Hai, hai, mă. John, aveți grijă cu mamele și cu astea. Dă-mă, mă, dă de unde vii, mă, ți-e stoasă ninja. Da și-mi pula, mă. Dar la Broșteni? Te-ai născut la Broșteni, mă mândresc cu Broșteni. Ai față de broască să moară mă familia mea dacă te mă mândresc cu Broșteni. Du-te, drecu, de aici, de obosit. Iar ai venit bea. Este... Păi ce sportiv ești tu, mă, mâncățești? Bă, ce sportiv ești? Eu nu trebuie să fiu sportiv cu tine, mă, nebunule. Stai jos, că vin după tine. Tu nu vei arăți-a urma de timp. Stai jos, că vin după tine. John, n-aude, săracă. Stai jos, că vin după tine. John? Am, scuză-mă, aici jos. Mă vezi? Nu mă vede, săracu, e de la steroizi. Scuză-mă, aici. Bună? Ți s-a urcat Polinca la cap. Bună. Am câteva întrebări pentru tine. Tot spui de aceste surse și acum chiar m-ai enervat, sincer îți spun. Care sunt sursele tale? Care sunt femeile astea? Care sunt femeile astea? Înainte o înjurai pe Bia Khalifa și o făceai curvă și toți de acolo o făceați în toate felurile și acum o luați drept sursă? Care e a doua sursă? Care e? E Vanessa aici! E Vanessa aici! E fosta ta aici care spune, care e dispusă să spună că tu minți! Vanessa, unde tu cine ești, mă? E și fosta ta aici. Unde ești, Vanessa? Vino cu E Vanessa, tu ai zis așa, ai zis că Bia Khalifa a zis, corect? Așa. Și ai spus că ai zis și, a zis și Vanessa, da, că mă, și... că Ogi ar avea nu știu ia ce fantezii sexuale, așa, așa e? Dar tu cine Vanessa e aici, presa, ce pula mea vorbește vrei? Vorbește frumos, a, tu, a, da, sunt presa, gata, ce pula mea vrei? Tu ești e Vanessa aici, lui, nu? Ești pregătit să zică Vanessa la o Românie întreagă, da, că ești un lache care minte? Da, da. Îți dorești o peștoaică așa, nebunule. Dă-te în pula mea. Apropo de asta, ascultă-mă un pic, ia zi ceva despre steroizi. Yes. Ești dispus, ești dispus să faci taci, un test trecu, antidoping? Ești dispus frumos, să faci un test vorbește antidoping? Frumos. Ești dispus să faci un test antidoping? Stai jos! Haide mă să vedem! Dă-i microfonul, hai! Ești dispus să faci un test antidoping? Hey. Ca să demonstrezi la toată lumea că vezi, doamne, nu ești da, mă, perfect! Da, taci, bravo! Din hai să facem! Vrei să vezi? Latri mult! Vorbește frumos, Drențu! Ia zi, care e întrebarea?
Bună seara, în primul rând. Aș vrea să răspund și eu cât mai calm posibil, în semn de respect pentru toți care au venit aici, pentru toți prietenii mei care sunt în sală. Treci peste. Așa. Hei! Hai că putem să gestionăm. Ok, pot să vorbesc și eu? Da, bă, gata, ia să vedem. Am să răspund în semn de respect, sunt o doamnă, sunt o domnișoară și n-aș vrea să fiu băgată în așa ceva și asta este singura întrebare la care o să răspund. Ok, nu vreau să fiu băgată în așa ceva. Sunt imparțială, atât din punct de vedere al lui Ogi, cât și al lui John. Această informație a fost dată de către Bianca, n-aș vrea să-i fi pronunțat numele pentru că nu vreau să fiu asociată cu acest nume. Da, este adevărat, am avut o relație cu John de un an de zile, dar nu vreau să intrăm în chestii de-astea, relații, intimități și chestii de-astea. Nu este această informație dată de mine, este dată de Bianca și nu vreau să se mai pronunțe numele meu și cam atât. Stai dracu jos și tu, du-te dracu. Bă, vorbești ce frumos, mă zdrăț. Vorbesc cum vrea pula mea. Vorbești cum vrea pula mea. Tu ești a treia care îi bagă degete în cor, draga mea. Tu cine ești, mă? Ce lute, mă? Tu ce te bagi în seamă, mă, frate, că nu înțeleg. Tu cine ești? Lute, care lute, mă? Lasă-l, frățioare, că-i prăjit, lasă-l. Deci scandalul ăsta între voi practic a început de la o femeie. Îl știți, mă, pe Lute, frații mei, că nu știu cine-i Lute, urlă într-un aici. Să-mi zici pula, toată, să o bagi până în gât. Te pup! Te pup! Te pup! Întrebare pentru OG Izbul. Te iubesc, te nu pup! Crezi, nu crezi că aceste declarații viața mea a lui John, băiat bun, despre scuze-mă tine, îți strică imaginea și îți pierzi din fani? Păi, în primul păi el e fals de la cap la coadă, mă, ce să... El în primul care sunteți, mă, fanii lui ăsta? Ia să vă văd eu. Ridicați mâna, fanii lui OG Kidbull. Bă, mai dați și în pula mea, ia să vorbească lumea, mă, frate. Mâncava și pula voastră așa să moară cu găia. Stai dacă jos, Dreanțu. Mamă, stai jos. Bă, dar ce fețe aveți să moară familia mea? Câți avem? V-a dat flocii la pulă? Plecați, dracu, acasă și voi. Bă, dar tați și în pula mea, mă, când vorbește eu, mă. Am avut o întrebare pentru OG. Te-am lăsat să vorbești. Tați și în pula mea odată. Odată, de două, de trei, taci. Da, când vrea pula mea, când mă. Când vrea pula mea, taci. Păi, înțelegi ce zic? Vai, puțulică, tu n-ai pula, mai vorbit despre asta. Cine, mă, Jeanu, acolo, iar ia-ți la boabele, Jeanu? Da, spune-mi. OG Izbul, nu crezi că toate aceste declarații a lui John, băiat bun, către tine, toate săgețile astea, îți vei pierde din fani? În primul și în primul rând, nu sunt adevărate fanii mei, mă iubesc și mă susțin din prima zi. Te iar John cur, este un șircar de doi bani care vă pătează și imaginea RXF-ului. Eu l-aștept în cușcă. Mai mult de atât n-am ce să adaug. Îmi pare rău că a venit iar beat. Mi-aș fi dorit să nu iar vină iar ai beat plătit lume, mă, să vină cu tine de frică? Nu mai erai gangster, nebunule. Au venit toți tovarășii mei cu mine, zdranță mică. Băi, tovarășii nu se plătesc. Alexandru Bobicioiu, întrebare pentru Bobicioiu. Da. Ai declarat că Neveu este un măscărici și așa va rămâne. Crezi că vei avea un meci mai greu cu Ovidiu Neveu decât l-ai avut cu Alex Zanoagă? Pot spune că da, pentru că este mult mai rezistent. Păi de unde știi că este mult mai rezistent? Păi am văzut ce a încasat de la Iancu și încă mai putea să încaseze. Crezi că lui Ovidiu Neveu este frică de tine? Nu cred, sau nu știu. L-am văzut în ultimul timp tot mai reținut în declarații. A început tot războiul ăsta la nivel declarativ foarte puternic și acum s-a cam muiat. Și-a dat și el seama că face teatru degeaba.
Deci mai ai în contract încă două lupte. Următoarea luptă o accepți cu George Zănoagă? Nu știu, mă gândesc. M-am gândit la alți adversari, dar... La cine te-ai gândit? Nu vreau să zic momentul de față. Ovidiu Neveu este cu noi prin Skype, că vreau să-i adresez și lui niște întrebări. Ești acolo. Salut, Ovidiu. Bună seara, bună seara tuturor. Am văzut că nu prea te mai interesează nici Simina, este adevărat? Da. În ultima perioadă nu prea ai mai postat nimic pe social media de meciul cu Bobicioiu și am avut impresia că ți-e cam teamă așa să mai vorbești de meci. Ce s-a întâmplat? Da, mi-e frică, așa e. Ovidiu Neveu, Robi mi-a mărturisit pe un live că i-ai trimis un clip cu organele tale genitale, este adevărat? Da. I-ai mai trimis cuiva astfel de clipuri? Nu, doar lui. Păi ce te-a determinat să-i trimiți un clip de genul ăsta? Păi i-a zis că am penis mic și ca să-i demonstrez că la mare l-am arătat în privat. Și Robi cum ți-a răspuns? A zis că e făcătură după Google. Dacă vreți vi-l arăt, dacă vi-l arăt în privat, aici nu e problemă. Nu mi-a arătat că n-am, nu am lupa la mine. Bună seara, Ovidiu. Pentru că tot l-am avut în platou pe antrenorul tău, domnul Sandu Lungu, spunea că dincolo de faptul că ești ceea ce afișezi pe rețelele de socializare, ești un tip ambițios, însă nu știe cât va putea să reușească să te antreneze și ca tehnică să poți aplica în meciul din 21 februarie. Consideri că te vei putea pregăti suficient până la acest meci? Pentru Bobicioiu nici n-ar mai trebui să mă antrenez, zic eu, că eu îl consider foarte slab. N-aș vrea să zic chestia asta, dar chiar este slab. După ce am văzut antrenament ce face el pe Instagram, e zero pentru mine. Dar poate antrenamentele pe care le pune pe Instagram sunt doar așa o parte. Păi da, da, e și meciul care l-a avut cu Alex Zănoagă. E bine că crezi de asta. Ok, îți mulțumesc. S-au discat un pic aici, s-au încins spiritele, însă cred că putem merge mai departe cu această conferință, mă gândesc. Luați scaune, fraților, scaune! Fără scaun. Cu siguranță colegii noștri și staff-ul va lua măsuri așa cum trebuie. Eu cred că putem continua conferința. Dacă ne detensionăm puțin. Mergem mai departe pentru că e păcat. Sunt aici toți cei care vor lupta în gala din 21 februarie 2023. Bogdan Mocan, o prezență frumoasă. Bună seara, îți spun și ție. Mă bucur să te revăd aici și cu eleganța aparte vis-a-vis de salutul fetelor. Bună seara. Cred tuturor. Că e important și pentru faptele astea bune până la urmă să le subliniem, nu? Ce părere ai avut despre lupta pe care o vei susține în 21 februarie alături de Vicenzo Darian? În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au onorat cu prezența la rugămintea mea, în afară de Ferraru și Perversul. Iar despre luptă, tot nu te iubesc. Mai stai? Despre luptă ce să zic? O privesc ca pe orice altă luptă. Nu m-am mai bătut în cușcă, în ring, dar, na, viața te poartă pe toate drumurile, așa că nu... Când ți-a venit această propunere, ai acceptat din prima, fără să te gândești cum va fi adversarul, dacă e pregătit, dacă poate e mai curajos? Da, am primit un mesaj cu numele și cu poza direct. Am acceptat direct. Am întrebat dacă și el a acceptat la momentul ăla. Am văzut că s-a legat ceva și... Înainte. Mult succes, eu vă doresc tuturor. Vicenzo, ce părere ai de adversarul tău? E un băiat ambițios. Care crezi că sunt aturile tale față de Bogdan în cușcă în această luptă? Poți să repet întrebarea, te rog? Aturile tale pe care consider că le ai în calitate de luptător în acea zi din 21 februarie. Nu mă consider un luptător. Vedem ce-o fi. Cel mai bun să câștige. Nu vreau să vorbesc prea mult. O să fie fapte.
Ai crescut în Elveția, erai un copil agresiv când erai mic? Nu. Te băteai pe stradă? Când era nevoie, da. Te-ai luptat de multe ori pe stradă? Da. Ai practicat vreun sport de contact? Nu. Bogdan, te salut, fratele meu gros. Prietenii știu de ce. Te salut, prietenul meu lung. În momentul de față ți-ai găsit un antrenor pentru că ai primit foarte multe oferte. Cu cine te antrenezi? Când vei începe să te antrenezi? În momentul de față am vorbit deja cu un antrenor foarte bine cunoscut. Este vorba de Ionuț Fidu la Todiresei. Dar i-am spus dinainte, o să am nevoie să mă mai îndrume și el către alți oameni, cu măcar cu un sfat. După meciul cu Vicențo, îți mai dorești să lupți? E o experiență nouă pentru mine, meciul cu Vicențo. Nu știu exact cum o să fie în cușcă, nu știu cât gaz o să am, cât o să pot respira, cât o să pot să duc. Dar imediat cum o să ies din cușcă, voi simți dacă e cazul să mă mai lupt sau dacă a fost ultimul meci. Am o întrebare acum, mulțumim Bogdan, o întrebăm și pe Kinga. Am văzut că te-ai întristat puțin, Kinga, de ce? Ți se pare că adversara ta a fost puțin mai dură în declarații? Aveți și altceva personal decât această luptă care va avea loc în gala RXF cu numărul 43? Nu m-am întristat. Mă așteptam să vorbesc și eu cu adversara mea, dar văd că nu am avut cu cine. Sora Amnia. Ok, pe poți să-i adresezi întrebări și tu acum, dacă, nu, dacă nu ai. Nu am întrebări să îi pun. Ai acceptat această provocare de a lupta cu Ian Cușcă încă de când ți s-a propus, de către RXF? N-am înțeles. Lupta, ai acceptat-o din prima, da, cu Roxana? Da. Consider că adversara ta are mai multe calități decât tine în lupta RXF? Pot să spun că este mai înaltă decât mine și kilograme în plus și are un avantaj oarecum. Dar vom vedea în gală. I-a spus puțin mai devreme că nu există un antrenor pentru tine în momentul de față, de aceea nu vrei să-i spui numele. Cum nu, comentezi? Nu vreau să-i spun numele. Surpriză. Ok, mulțumesc. E iubitul tău? Nu, este iubitul meu. Nu am, din păcate. Ok, mulțumesc pentru mai mult. Hai că a ajuns microfonul la Albu Filip. Albu Filip, ai microfonul, da? Hai, vorbiți. Se aude Albu? Dați-l și pe. Așa se aude? Asta. Ia-l pe rar. Aruncă-l. Băi, vă pup. Am venit special pentru viața mea, Raul Dan, pentru tine. Te aștept afară să ne batem pizdo, special pentru tine am venit în seara asta. Așa că hai să ne batem, pentru tine am venit. Dacă ești băiat, ia. Noi batem 15 contra 1. Eu singur ies afară, te-ai liniștit, vino dacă ești bărbat. De ce n-ai intrat dacă în cușcă? Dacă ai ploi la pizdă, vino cu... De ce n-ai intrat în cușcă, te întreb? Oricând, ți-am zis că bam bac oricine, oricând, oriunde. Răspunde la întrebarea mea. De pentru ce nu... tine am venit. Să ne batem, hai afară, nu, după nu să ne batem. Nu mă bat pe stradă, ca... Ești o pizdă, da, ești da, o mă, pizdă. Eu... Și tu de ce n-ai intrat, mă? Hai să ne batem, lasă vrăjeală, hai să ne batem după. Noi doi, haide, să văd dacă ești pulă. Câți mai ai acolo? Băi, eu vin singur, mă. Hai cu minte. Ești o pizdă. Nu sunt ce pizdă. Să zic, ești o pizdă, ne vedem pormă și ne batem. De ce n-ai intrat în cușcă, mă? Ne vedem pormă și ne batem aici, n-auzi? Bine, mă. Yo, hai să o facem. Ești o pizdă. RXF, și RXF trebuie să te înscrii pe site-ul RXF. De ce n-ai intrat în cușcă ca un sportiv? Ești după o ce pizdă, te înscrii pe site-ul RXF, ne batem, n-auzi, pum la pum. Se va putea întâmpla această luptă. Ești la tine acasă, ești șmecher, nu? Sunt șmecher unde vreau eu, unde vrei și pe stradă și în gală și în cușcă. Dacă erai sportiv, nu ne batem pe stradă. Hai de afară să ne batem după. Fac antrenament cu tine afară. Ce antrenament, încălzirea, viața mea. Nu, bine. Haideți, vă rog frumos, un public să se liniștească spiritele. Hai să continuăm această gală. Ieșim afară, nu mai, ieșim afară, ne batem. Pentru tine am venit. Meciurile sunt aici, pe scenă. Și dacă vrei să intri în competiția RXF, vă rog să vă înscrieți pe rxf.ro și acolo veți fi selectați. Uite că avem deja aici
ceva care s-a încins și sunt sigur că va face view-uri și multe TikTok-uri. Eu l-am chemat pe plan sportiv, hey, în cușcă și n-a avut, m-a refuzat. Haideți să o facem legal. E simplu. Și frumos, într-un spirit Eric Sef, într-un spirit de show. De asemenea, aș ruga cei care sunt aici pe scenă să nu se mai ridice, să nu mai plece. Și haideți să continuăm. Muzică un pic așa pe fundal să liniștim spiritele. Întotdeauna muzica liniștește spiritul. L-ai provocat, okay, pe... Următoarea întrebare. Pe Iancu, sterb de foarte multe ori. Da, l-ai provocat pe Iancu și pe mulți alții pe plan sportiv, că am zis că sunt sportiv și se bate. Da? Nu o dăm în smartoială pe străzi și în pădure și în câmp. Dacă ești băiat, intri și te bați în cușcă. Dacă ești băiat, dacă ești pulă, dacă ești pizdă, mă chemi afară, unde mai ai 15-20. Iancu, ți-a răspuns ce vreodată la provocare? Ne dăm cuțite în gât să ne iei poliția, ce facem aici? Am venit să ne batem pe străzi? Nu, ne batem în cușcă, frumos. Cine e bun să câștige? Și dacă vrea să se bată cu mine, să intre la gala următoare cu mine în cușcă, e simplu. Ai meciul tău de susținut cu George Zănoagă pe 21 februarie, hai să ne concentrăm pe meciul tău. I-ai răspuns, Iancu, ți-a răspuns la vreo provocare lansată de tine? Da, a răspuns într-un fel să facem o piramidă, care din piramida n-a fost niciunul de acord. Eu am fost singur să facem o piramidă. Păi de ce să faceți piramidă? Să ajungem la el, că el este o vedetă. Și 300 de mii de euro, băiat. Roxana, dacă mai poți să ieși tu microfonul, uite, pentru că a zis puțin mai devreme Kinga că nu a vrut să-ți răspundă declarațiilor tale. Aș vrea să te întreb dacă voi aveți și ceva personal dincolo de faptul că vă luptați în cușcă în 21 februarie. Da, nu-mi place fața ei. Deci nu altceva, strict nu. Faptul că nu-ți place. Da. Dar cu cine ai fi vrut să te lupți? Eu? Nu, mama, da, tu. Cu oricine. Nu înțeleg, poți să repeți? Ai spus că vrei să te lupți cu oricine, o ai în față, ce nu e ok la ea? Că ai spus că organizatorii RXF ți-au organizat lupta asta și că dacă ar fi fost după tine ai fi refuzat. Cred că ai înțeles greșit. Sora mea, nu cred că am înțeles greșit. Mă lupt cu tine sau cu ea, că nu înțeleg. Nu e nevoie să intru în cușcă cu tine ca să te fac din două vorbe. Și atunci? Pune o întrebare corect. Ai ceva personal cu mine? Păi și atunci? Soro, ridici tonul, e clar că ești de partea ei. Mi se rupe. Știi care e chestia? Nu te cunosc nici pe tine, păi nici și atunci? Pe ea. Sunteți egal cu zero, am ai două. Pus o întrebare prost. Cu cine te-ai fi luptat? Ai pus o întrebare prost. Ne-ai acuzat că nu am... Nu am acuzat pe nimeni, am spus doar să întrebe producția că nu am refuzat-o pe ea. Înseamnă că nu știi să te exprimi. Mersi. Roxana. Acum ne batem și cu prezentatorii, m-aș bate și eu cu Pitbull, dar n-ajunge să mă lovească că n-are scaunel. Bogdane, tot să uită și... Tot să uită și prietenii noștri apropiați la noi, ne urmăresc acolo. Îi salutăm, îi salutăm. Vei intra pe o melodie compusă de tine sau de Jador sau veți cânta amândoi? Asta a fost apropo... Ai încercat să mă ataci? Nu. Lumea nu știe. Contează mai puțin pe ce melodie intri, contează ce faci în cușcă, știi mai bine decât mine. Bogdan Mocanu, cât crezi că va rezista Vicenzo în cușcă cu tine? Pitbull, nu știu. Nu știu cât o să reziste. Ideea e că și dacă rezistă o rundă și dacă rezistă trei runde, eu oricum vreau trei runde să stau, să mă joc un pic, să mă distrez. Știi ce e mișto la galele astea, Eric Sâf? La bătaia asta în cușcă, cum s-ar spune, te bați, poți să-i faci orice, primești și bani și nici nu sunt repercusiuni legale. Poți să faci orice, poți să te joci. De ce să stai o rundă când poți să stai trei? Ți-ai revenit, Ferrari, ți-ai revenit? Întrebare pentru Vicenzo. Vicenzo, am văzut un clip pe rețelele de socializare cu tine unde spuneai că ai pus România pe hartă. Explică-ne și nouă puțin cum ai pus România pe hartă. Lumea a înțeles greșit, lumea a înțeles greșit. Bravo, adevărat. Firmă nouă. Am spus asta pentru că mi se spune foarte multe mesaje în privat. Că lumea nu știa că sunt român. Și cum au aflat că sunt român, au spus că am făcut România mai cunoscută decât era.
Atâta. N-a fost o vorbă de la mine, eu n-am crezut asta niciodată, nici n-am numerit numele Final Boss, eu nu sunt Final Boss. Am văzut un fragment tăiat dintr-un contest unde ai declarat treaba asta și din cauza asta te-am întrebat din ce ai declarat tu, nu am inventat eu nimic. Eu îți dau exemplu, am fost la Tokyo acum mulți ani și când mă întreba lumea de unde sunt din România, spunea că Hagi, Nadea Comăneci, ceva de genul ăsta, nu spunea Vicenzo, nu spunea numele tău, acum fără supărare. Vicenzo, am înțeles că nu mai merge după porecla care te-a consacrat Final Boss. Am văzut că te-a provocat Meco Selim de atâtea ori și el ți-a pus o nouă poreclă de Vicenza, inclusiv te-a provocat la meci și ți-a spus că dacă tu îl vei bate, îți va da Ferrari-ul lui. Cine este? Cine este? Cine este personajul? Păi ai spus că o să-l provoci și tu și că nu știi ce. Îl salutăm și pe Meco cu ocazia asta, frățioro. Îl salutăm, eu nu știu unde ai văzut-o că l-am provocat eu. Meco este acel băiat care ți-a lăsat provocarea cu Ferrari-ul. Mă bucur că mă cunoști, nu-l cunosc. Păi tu în cercurile tale de prieteni spuneai că îl vei provoca după meciul cu Bogdan. Indiferent de rezultat, după meciul cu Bogdan Mocanu, crezi că puteți rămâne prieteni? Sigur că da. Bogdane, la fel? Crezi că poți să rămâi prieten? Stai, în primul rând vreau să zic că i-am chemat pe ăștia doi, zici că i-am chemat pe mama și pe tata care fac mișto de mine de la serbare. Să nu-i mai dați microfonul acolo în partea aia. Și ca să-ți răspund la întrebare, Ionuț, depinde cum va fi meciul, depinde cum vor decurge conferințele de până acolo, cum vorbește, dacă vorbește bine, e bine, dacă nu vorbește bine, nu e bine. Eu cred că sunt un om pe care îl vrea ca prieten, nu ca dușman. Eu sunt foarte prietenos de obicei. Indiferent intervenție. De decizie. Intervenție, sigur nu. Sigur nu intervenție. Bogdan, să luăm scenariul cel mai prost. Pierzi lupta în prima repriză. Rămâi prieten cu el? Dar nu știu, nu m-am gândit la asta niciodată. Câștigi lupta în prima repriză, rămâi prieten cu el? M-am gândit că o să câștig din a treia. Ți-am zis că vreau să mă joc. Dar da, aș putea să rămân. De ce nu? Asta doar dacă câștigi sau și dacă pierzi? Nu știu ce se întâmplă, nu m-am gândit dacă pierd, niciodată. În viață nu m-am gândit dacă pierd. Am înțeles. Cred că nu se gândește să intre în cușcă să piardă, nu? Exact. John, te rog să mai ai microfonul. De ce ți-ai schimbat atitudinea? De ce te-ai enervat atât de tare și de ce ai coborât de pe scenă? Așa am vrut. Ce te-a supărat cel mai tare? Bulangiu ăsta. Cu tocul, gagică, s-a să mor dacă nu ești ca țiganii, bă, pui femeile să țipe. Bă, nu mai vorbi de femeie, mă, da, trecu din... Păi de... Să tacă din spune... gură, mă! Așa, și vorbește frumos. Vorbește frumos. Am o întrebare pentru tine. Am văzut pe rețelele de socializare că te certai cu un fan de-a lui OG Izbul, care a comentat de tine că OG va mătura în cușcă cu tine. Și ai spus că tu... De fapt, știi și ai informații că OG Izbul a fost salahor în Italia, exact, și nu măturător. Exact. Întrebarea exact, mea da. Pentru tine este, crezi că este o rușine să fii salahor sau să muncești? Nu, să ai un nu job? E o rușine să fii salahor, e o rușine să zici că ești gangster și să fii salahor. Dacă vrei ce eu... Dacă vrei te angajezi la mine la restaurant, da, John, dracu din gură, mă, te angajezi la mine la restaurant la Roma mea, WC-uri, și să speli vase, din gură. Te bag la spălat vase. Îți dau și salariul bun. Hai că ți-arăt eu ce spălat vase fac cu tine, nebunule. Mai vine și Crăciunul, chiar vrei să te tai acum înainte de Crăciun. Am mai văzut un story de-al tău în care te certai cu copiii de pe TikTok sau de pe Instagram. Nu prea am vrut să mă cer prea mult. Îi chemai la această conferință să vadă. Da, mă, unde sunteți ăștia care v-a chemat? Să vadă cum le umilești idolul. Cum îl lăchesc. El se umilește singur. Eu am încercat de dimineață să... până seara. Da, am înțeles. Compun întrebarea asta, nu, mai voalat. Tu te lăchesc singur, bulangiule. Ai înțeles ce zic? Cu degetele alea multe pe care ți le bagă gagică ta de data asta. Te-ai dat singur de gol, mâncățești. Argumentația cu care veni nu e adevărat, ai venit din nou beat. Ce pula mea să mai zic?
Tu vorbești singur, tu vorbești singur despre tine. Știi zice adevărul, nu? Și tu vorbești prea mult. Vicențo, ai spus, când ai spus că ai pus România pe hartă, te-ai referit la faptul că ai făcut un videoclip sau mai multe videoclipuri pe OnlyFans alături de tu și Cash, de asta ți-ai și tatuat numele ei și aveai zgardă la gât cu inițialele ei, așa cum fosta ta iubită sau soția avea tatuat pe frunte numele tău cam în aceeași poziție în care l-ai și tu pe al ei, pe al lui tu și Cash. Nu știu ce vine mereu întrebarea cu pusul pe hartă și ce legătură are cu numele și cu tatuajele mele. Da, se aude în am și o întrebare pentru Mocanu și The Final Boss. Credeți că după acest meci, indiferent de soarta lui, veți rămâne prietene? Cele mai bune prietene. Mulțumesc. N-ai prins-o, n-ai prins-o, frățiorul meu. N-ai prins-o, Vicențu, ascultă-mă. El poate să rămână dacă vrea, cum ai zis tu, eu... Aici a fost înțepătură și vreau să răspund eu în locul vostru. Cele mai bune prietene toate trei. Da, le avem acolo, Gașca, fetițele Power, pe Ferraru cu Maca și cu Pervers. Vă pupăm și vă iubim. Hai că dacă tot vorbim de fete, trecem la Roxana și la Kinga. Roxana, crezi că vei rămâne tu prietenă după acest meci cu Kinga? Din moment ce nu o cunosc, nu înțeleg de ce aș rămâne prietenă. Sau mă rog, să vorbiți, să priviți asta ca un sport de contact pe care voi l-ați practicat. La mine personal nu. Ok, mulțumesc de răspuns. Am și eu o întrebare pentru Kinga și pentru Roxana. Amândouă v-ați dorit foarte tare să luptați cu Denisa Despa, motivul fiind că ați căutat afirmare pe spatele ei, ea fiind de mult mai mult timp în media online, în showbiz. Doar pentru că are 2-3 apariții, 4-5 în plus la showbiz și toate bazate pe ceartă, nu înseamnă că este mai cunoscută ca mine. Denisa Despa este mult mai cunoscută decât tine, draga mea. Pupă-o în cur. Nu o pup, dar este mult mai cunoscută față de tine, adică pe tine nu te știe nimeni. Lasă că te știe pe tine, da, toată pe lumea m-a întrebat cine este Kinga. Lasă-mă să explic, te rog frumos, înainte de Casa Iubirii eu am fost cunoscută de oameni de calitate. Draga mea, când eu apăream la televizor, tu spărgeai lemne la Iași, ai înțeles? Pardon, vin de la Bistrița, nu de la Iași. Eu vreau să vezi codobușoară. Vezi că încă ți-ai uitat chiloței pe la foști concurenți, la puterea mea, dragostei. Draga mea, eu sunt o gura mică, ridică două degete, că suntem alte categorii. Stai cu minte. Ca să vorbești cu mine, trebuie școala vieții, înțeles? Câinile latră mult. Nu ai așa ceva. Câinile latră mult. Ești cam ciufulit azi. Nu sunt. Din ce știu, amândouă ați cam fugit de Denisa. Kinga. Nu, n-a fugit. Eu așa știu. Eu așa știu și n-ai cum să nu-ți dai un răspuns corect. Ai cam fugit de Denisa. Și singura care a acceptat un meci sau un posibil meci cu Denisa a fost fata cu care tu te bați. Ce părere ai despre asta? Zi! Nu mi-amintesc să-mi fi propus asta. Tu nu-ți amintești nimic, drăguțo. Ce vrei să spun ca să-ți amintești ceva? Nu am suficientă memorie. Păi nu-ți amintești nimic din partea nimănui. Ce? Ce? Te rog eu frumos. Așa. Ia uite-și pe Roxana. Acea Roxana. Nu mai poți să spun. Păi cum? Dacă Denisa m-a acceptat pe mine și eu sunt mai puțin cunoscută față de ea, de ce m-a acceptat? Denisa nu te-a acceptat, Roxana. Am o întrebare pentru Kinga. Poftim, îți dau eu, vin oficial. Roxana, Denisa nu te-a acceptat. Haideți să vorbim, domnișoare, haideți să vorbim frumos. Dai microfonul lui Bogdan dacă vrei să vorbim. Am o întrebare pentru Kinga. Da. Denisa, dar nu că m-auzi. Denisa nu m-a acceptat. Nu-i cunoscută, nu mai da. Thank you.
situația odată pentru totdeauna. Denisa nu a acceptat niciun meci. Bun, Denisa nu a acceptat niciun meci cu niciuna dintre voi din motivele pe care le-ați enumerat. Întrebare pentru Kinga. Da, vă rog. Am văzut un material cu tine de la Casa Iubirii, unde ai fost tu, unde ai dat cu un pahar plin cu apă de pământ. Ești o persoană agresivă? Da. Dar consider că experiența din Casa Iubirii m-a maturizat și am evoluat și nu mai am apucături de genul cum are domnișoara Roxana. Am înțeles. Întrebare pentru Alexandru Bobicioiu. L-am întrebat pe Ovidiu Neveu dacă a mai trimis cuiva clipuri indecente în afară de Robi și a zis că nu. Dar totuși eu vreau să te întreb pe tine, ți-a trimis și ție acel clip? Nu, ferească Dumnezeu. Nici Siminei? Nu. Nu, nu există alt gen decât eu. Am înțeles. Mulțumesc. Bogdan, după această gală, dacă ar fi să câștigi, cu cine ți-ai mai dori să te bați în viitor? Am răspuns și mai devreme, nu știu, o să simt imediat cum ești din, când cobor din cușcă, o să simt dacă voi mai încerca ca și experiență. Poftim, Yamato, te ascult! Cu mine, la cât te devăluzești. Cu Yamato, Zaharia aș intra. John! Am văzut că ești tot mai activ pe rețelele de socializare și te antrenezi foarte intens pentru această luptă. Cât crezi că va rezista OG-ismul în cușcă cu tine? Chiar eram pe telefon, să mă rog. Da, când am auzit OG cu... Nota 4, stai jos. Gata. Sunt jos deja, unde te-am s-a văzut făcut? Tot mai activ pe rețelele de socializare. Chiar și când vorbeam cu tine, erai tot pe social media. Nu eram pe social media, eram pe WhatsApp. Și astfel. Te antrenezi foarte pe intens. Pe social media sunt interzis de câte puli în gură i-am băgat lui ăsta, înțelegi ce zic? Te antrenezi foarte intens pentru meciul cu OG Izbul, da. Cât crezi că vorbești, va rezista OG Izbul în cușcă cu tine? Dumnezeu știe. Eu prima bucată vreau să-l mierlesc, înțelegi? Ți-am zis asta, am repetat de N ori. Vreau să-l mierlesc. Dacă erai ambițios așa și în muzică, mâncați și făceai carieră. Bă, să știi, da, să mor. Adevărat îți zic. Decât că eu carieră am făcut înaintea ta, Bolangiule. Da, am văzut, am văzut. Da. Aia zic, tu ai face carieră ca târfă. Dacă vrei te bag la produs. Păi nu, că te-a băgat deja prietena ta. Nu mai începe cu de-astea că pleci bătut. Să mor tu? Hai să vedem cine pleacă bătut. Hai aici. Să vrei să vedem? Hai să vedem. Hai să vedem. Hai că vedem până la final aici. Care pleacă bătut. Băi, ce zic dacă vrei să facem provocarea asta? La eu zic să ne calmăm, că mai sunt două luni până la meci și vom mai avea multe conferințe, iar războiul declarațiilor tot va continua. Eu așteptam să veniți cu chestii noi, într-adevăr, acum ai mai venit cu o glumă două nouă, a prins bine. Ce să mai zică și el, și-a terminat repertoriul, gata. OG-ismul, întrebare pentru tine. Rămas. Ai de gând să-i scoți și tu un dis lui John Băiat Bun pentru fanii tăi? Disul lui a fost prea slab, în primul rând. Eu mă gândesc la meci, în principal, vreau să facem meciul. Și după aia vedem ce o mai fi. În caz că nu-i tăia de Crăciun acum, știi ce zic? Că lumea nu are chiar porci peste tot. Să fac cadou un porc, am înțeles, gata. Să fac cadou un porc să ai de Crăciun, bă, să mănânci. Nu, că e de ajuns tu. Dacă îmi cânti un colind, îți dau 2 milioane. Bă, ai cântat și tu colindul mai devreme? Sau de unde dacă ți-a venit colindul, asta cu colindul? Dacă știi colindul la contactul pe de rost, scot banii și ți-i dau, mâncați-și. Întrebare pentru Bogdan Mocanu. Bogdan Mocanu. Da, te ascult, Pidule, te ascult. Ce vrei să demonstrezi cu această luptă, cu acest match? Stai un pic, Pidule, că era zgomot. Mai spune o dată. Ce vrei să demonstrezi cu acest match? Nu vreau să demonstrez nimic. Eu sunt același băiat pe care îl știi și tu și cine mă știe.
sunt liniștit, nu vreau să demonstrez nimic, pur și simplu e o provocare pentru mine, să zic așa. Ție ce vrei să-ți demonstrezi? Mie ce vreau să-mi demonstrez? Vreau să-mi demonstrez că e greu să fii sportiv, că e greu să te antreneze 2-3 ori pe zi, să ții și dietă, să ții suflu, să fii și mare, să poți să te și miști. Sunt foarte multe chestii pe care vreau să mi le demonstrez, să învăț niște lecții pe care deocamdată doar le observ la luptătorii care se antrenează cu adevărat de viață. Da, mare. Mulțumesc. Mare sunt, să văd cum. Întrebare pentru George Zănoagă. Meciul dintre tine și Raul Dan este unul dintre cele mai așteptate meciuri din gală. Multă lume așteaptă să vadă un meci spectaculos. Crezi că va fi la nivelul așteptărilor? Eu cred că va fi, pentru că amândoi cunoaștem joaca și din punctul meu de vedere, eu sincer îmi doresc să mă duc în toate trei reprizele, tocmai pentru a face spectacol, pentru public și să țină cât mai mult, că cât mai mult, cu atât mai bine pentru cei care se uită, nu? Roxana, după scânteia asta, ai vrea după meciul cu Kinga să lupți cu Roxana? Da, de ce nu? Așa e, ți-au murit lăudătorii. Păi știi cum e? Ai toate șansele să pierzi dacă ai silicone, că eu nu prea dețin sora mea. Și dacă dau acolo, s-ar putea să te coste după. Te pup. Eu nu. Vrei să-ți mai donezi pe TikTok? A? Mai vrei să vii la oficialele tale? TikTok! Da, TikTok, de ce mai vrei să-ți donezi TikTok? TikTok? Mă mai chem la oficialele tale? Sunteți genul care faceți oficiale și nu dați un trandafir înapoi, ați înțeles? Eu nu vorbesc, draga mea, pe WhatsApp. Iubitul meu este în public, stai jos tu! Că-ți plac aia de negri din câte am observat. Oh! Stai jos, că te-am băgat prea mult în seamă. Că-i place ce trebuie, asta zic, nicio problemă. Te ține, capital. Stai jos că te-am balez. Îți dai în Pepsi că ești cam agitată. Mike e și el în asentiment. Ziceau că meciul e cel mai așteptat dintre băieți, dar cred că cel dintre fete va fi, nu? A zis Ovi că te pupă, Roxana. Ovi, a zis că-ți dă un pupic. Tu trebuie să știi mai bine, nu mai. A, deci știi că e vorba de bani. Bun. Întrebare pentru Raul Dan. După lupta cu George Zănoagă, cu cine îți mai dorești să lupți? Cu Filip. Vedem și afară. Cu Filip, cu Iancu. Iancu nu știu dacă acceptă. Cu cine? Cu Iancu. Dar nu știu dacă mai acceptă Iancu, dacă mai face parte din RxF. Și cum am spus, cu Filip, cu care vrea să ne batem afară, că în cușcă nu vrea. Ești stabilit în Spania cu familia. De cât timp ești plecat din țară și cu ce te ocupi acolo? De 17 ani sunt plecat și sunt pasnic la o firmă. Am înțeles. Ne pregătim de face-off? Din păcate, TJ Miles nu este prezent alături de noi astăzi. În schimb, l-a speriat Mike. În schimb, cel care tot îl provoacă pe TJ Miles, Vlad Obu, este aici alături de noi și aș vrea să-l chem să-l provoace și direct, poate acceptă și TJ. Auzi, Vlad Obu a fugit între timp, a plecat. E Maca aici. Da, Maca, că și tu l-ai provocat pe TikTok, pe TJ. Alright, ladies and gentlemen, hai să trecem la face-off. Uite, mai ai o întrebare la Vinia, come on, hai, give it up. Mulțumesc, mai nu este nicio întrebare, vreau să le mulțumim, adică să le mulțumesc eu în rândul staffului
Eric Sef, pentru că au fost prezenți toți cei care se află în sală. Mulțumim tuturor și celor care ne urmăresc în mediul online. Să nu uite de tombola care vă poate aduce un iPhone 14, după cum ați văzut în instrucțiunile de pe pagina de Instagram. Le dorim mult succes tuturor în gală, îi așteptăm în emisiunile noastre, la fel cum îmi place să amintesc și de emisiunea Fight Club, emisiune prezentată de mine și Ionuța Todiresei. O seară incendiară și acum este rândul tău, Mike. Mulțumim tuturor! All right, thank you, Lavinia! Let's give it up, ladies and gentlemen! Yeah. Mai e ceva? Mai e o întrebare din partea lui Pitbull? Mai avem o provocare, provocare, l-avem aici pe Sia Khan, care vrea să-l provoace pe Black Matias. Sia Khan vrea să-l provoace pe Black Matias! Băi, Black Matias, n-ai zis nimic ca Pinto! Ce faci? Hai, ne batem sau nu? Că vă cădea acolo maca-maca, toți! Du-te mă în pula mea de aici, drogatule! Zi, ce vrei? Nu tu... Hai băi! Hai, e momentul provocării! Hai să vedem ce zice Black Matias și să trecem la face-off după aia, ok? Gotta go. Băi, tată... M-am documentat un pic despre ce faci. Așa. Și te-a trimis OG Kizbul la înaintare. Din păcate pentru tine, am niște copii mici care mi-au zis, știi ce faci tu, mă, tată? Faci echitație la Edenland, tată. Așa. De unde te-ai trezit tu că vrei să te bați? Băi, prietene, cu bicicletă, în primul rând, te-ai interesat despre mine, ești o pizdă. Nu, nu, mi-au scris copii. A, ți-au scris copii. Să-l chemăm pe ăla cu pedofilul sau care era. Băi, nu știu ce faci tu, cu ce te ocupi, cum ai apărut aici. Băi, fii atent, turnătorule, fii atent. Băi. Și care e legătura între ce sport fac eu și că tu nu vrei să te bați? Băi, tată, dacă te-a trimis... De ce nu te bați? Băi, eu vreau să-l bat pe unul care stă lângă OG-ul, nu pe orice frate. Ai zis de OG că l-ai provocat? Băi, unde pula mea l-ai provocat, dea mă? Să-mi-l dea pe sosa, pe cineva, tu ești un frate. Ce să facă, mă, să-l facă să meargă pe jos? Ești un nimic și mai ești pe prostituata aia lui OG-ul după tine. Cine, mă? Care-i bagă degete în curte. Unde, mă, pula mea? Băgă, mă, ești la fața ta de zdreaz. Marș, fraiere, grasule, stai jos că ai meci greu. Stai jos că te bate jos de copii pe tine. De ce nu accepti dacă ești atât de smart? Taceți din gură când vorbiți pula tu mea, de că pizdă ce ești. Băga mea și pula în fața ta când vorbești tu de nevastă mea, zdreanțu. 33 de ani degeaba. Drogatul pulii mele. Mike, ne pregătim de face-off. 1, 2, 3, 4, ladies and gentlemen. Bagă muzică, my brother, come on, let's start the shit. Hai, să te pregătim pentru face-off, ladies and gentlemen. Eric Sef in the motherfucking house. Ok, hai să mă pregătesc. Enough with the joke. Doamnelor și domnilor, aș vrea să chem pentru voi aici la face-off, prima luptă, Răzvan Împârzu, a.k.a. Donald. Hai, vino aici în față, facem o poză. De asemenea, oponentul său, Mario Fedor! În față, după care, face-off, da? Poză? And now, let's face-off! Alright, congratulations, avem o luptă, nu uitați, pe 21 februarie se va întâmpla această gală. Următoarea luptă, doamnelor și domnilor, în aplauzele voastre, el este TikToker. Let's give it up for Mihai Aftanase. Blup, blup, yeah, that's what's up, la maxim. And now, ladies and gentlemen, un aplauzele voastre pentru Fakiru! În față! Și acum, domnilor, face-off! Civilized! It's gonna be fire! 21 februarie, ladies and gentlemen, Fakiru Aftanase in the house! Ok, ok, hai că se încingă, înainte să încingă spiritele, mă bag și eu. Cine știe?
Alright, ladies and gentlemen, cât fun e aici la Eric Sefer. The best of the best. Hai să vedem următoarea luptă. Doamnelor și domnilor, Bodyguard și TikTok, în aplauzele voastre pentru Raul! Come on, everybody! Și pe adversarul său, aplauzele pentru George Zanuaga! Și acum o poză în față, vă rog, domnilor. Nu uitați, let's do that. Nice. Alright, domnilor, succes pentru 21 februarie. It's gonna be fire. Următoarea luptă, doamnelor și domnilor. Hai să facem cine nu este prezent cu noi de pe Skype. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Ovidiu Neveu! Come on, is your fa- right? În aplauze pentru Alex Bobice! Asta-i. Alright, bro, thank you și succes pentru lupta de pe 21. Ok, urmează lupta fetelor. În aplauzele voastre, ladies and gentlemen. Ea este organizator evenimente, fostă concurentă, puterea dragostei și TikToker. În aplauzele voastre pentru Roxana Susu. Yeah. And now, ladies and gentlemen, în aplauzele voastre pentru oponenta ei. Ea este personal trainer și fostă concurentă puterea dragostei, Kinga Queen! Oh la la! Look at them sexy ladies! Te rog frumos să-ți iei un pic de distanță și să urmărești ce-ți fac eu. Stai acolo, tu stai acolo! Mai întâi în față, fetelor, pentru o poză! Alright! And now, ladies, ready for the face-off. Haide! All right, that's what I'm talking about. Come on, everybody! Doamnele și domnule, avem o luptă între fete. Wow, abia aștept să văd 21 februarie, Kinga Queen, Roxana Tsutsu. Vă urez succes, doamnelor. And now, ladies and gentlemen, hai să-i zicem că este cu un main event. Un main event, let's give it up. Doamnelor și domnilor, el este artist. Îmi place să zăbovesc asupra termenul ăsta de artist. Doamnelor și domnilor, John Băiat! Artist rap, trap, hip-hop, everything you want, baby. We got it for you. And now, ladies and gentlemen, opunetul său, doamnelor și domnilor, este artist, hip-hop, rap, trip-hop, everything. The cool stuff is here, ladies and gentlemen. Aplauze pentru OG Ismo! Ok, opa, opa! Vezi mă cât de e mine! Hai, hai! Uite, se pare că a vrut Pitbull să ne demonstreze că el are viteza care îi trebuie să-l dărâme pe John, băiat bun! Da. Haideți, băieților, cu viteză aici, vă rog eu, la face-off. Și haideți să... Eric Sef, baby, așa e la Eric Sef, știi? Mai întâi calmăm spiritele, hai, vă rog eu. OG, John, come on, come over here, bro, come, come. Peace, peace. Hai, păstrăm o distanță de un metru.
și facem pentru public, pentru că am venit pentru publicul vostru, al tău și al tău. Let's give it up! Gata! Hai cu pozele repede, că ăștia mai au puțin și explodează aici. Asta e! Hai! Doamnelor și domnilor, avem o luptă și succes acestor domne! Ulala, ce încărcătură, îmi place, îmi place! Eric Sef! Never forget that! And now, ladies and gentlemen, el este influencer și personal trainer. Welcome, my brother, welcome to Eric Sef! Îmi doresc să-ți placă la nebunie ce se întâmplă aici. Domnilor și domnilor, aplauză pentru Vincenzo Doria! Alright! Doamnelor și domnilor, el este influencer, dar mai întâi de toate, el este artist. În aplauzele voastre pentru Bogdan Mocanu! Haideți, domnilor, un face-off înainte, așa ca să creștem adrenalina asta și după aia. Wow, este o luptă pe care o abia aștept. Stai, că e și Facebook-ul pentru public. Hai să facem o poză. Show the best of yourselves. Alright. Congratulations, felicitări și succes pentru lupta de pe 21 februarie. Vincenzo și Mocanu, are you ready? Mai este cineva? Avem și bătaie în backstage. Nu, așa ceva nu permit. Deci nu se va întâmpla nicio bătaie în backstage. Știu că spiritele s-au încins un pic, dar nu se întâmplă așa ceva aici la Eric Sef Bugro. Totul la Eric Sef se întâmplă în cușcă. Dacă vrei să te bați, înscrie-te pe ericsef.ro și te așteptăm în cușcă. Acolo e, în fața luminilor, în fața obiectivelor. Asta este adevărul. Alright, ladies and gentlemen, nu uitați, meciul de pe 21 februarie va fi la niște cote frumoase, așa că nu ezitați să pariați pe lasvegas.ro. Hei, unde plecați? Avem un meci de Skanderberg. Stați așa. Avem un meci de Skanderberg. Unde îl facem? Aici? E pupitru de Skanderberg? N-avem, îl facem în aer? Haideți că avem. E pauză și după aia avem meciul. Ok, hai. Avem pauză și după care vedem meciul de Skanderberg între George Zanoaga și Raul Dan. Așa că relax yourself. Vă rog eu, avem nevoie de pază lângă OG Izbul și John Băia Bun, dacă se poate. Da, ca să liniștim spiritele. Nu e niciun scandal afară, ați auzit? Nu se întâmplă nimic afară. I'm gonna call the cops on you, motherfuckers. Și lasă-te surprins de câștiguri infinite. Descoperă puterea SUV-urilor de lux. Inovația ultimului model de smartphone, extazul la peste 200.000 de rotiri gratuite și euforia premiilor cash. Când joci pe Las Vegas, câștigi premii extraordinare. LasVegas.ro. You think you know? Oh, time to
Intră în universul Las Vegas și lasă-te surprins de câștiguri infinite. Descoperă puterea SUV-urilor de lux. Inovația ultimului model de smartphone, extazul la peste 200.000 de rotiri gratuite și euforia premiilor cash. Când joci pe Las Vegas, câștigi premii extraordinare. LasVegas.ro. You're under my skin, closing up to the edge. No story to spin, set to enter the stage. You think you know, oh, time to roll. You're under my skin, closing up to the edge. No story to spin, set to enter the stage. You think you know, oh, time to roll. Intră în universul Las Vegas și lasă-te surprins de câștiguri infinite. Descoperă puterea SUV-urilor de lux. Inovația ultimului model de smartphone, extazul la peste 200.000 de rotiri gratuite și euforia premiilor cash. Când joci pe Las Vegas, câștigi premii extraordinare. LasVegas.ro. Las Vegas și lasă-te surprins de câștiguri infinite. Descoperă puterea SUV-urilor de lux. Inovația ultimului model de smartphone, extazul la peste 200.000 de rotiri gratuite și euforia premiilor cash. Când joci pe Las Vegas, câștigi premii extraordinare. LasVegas.ro. Ladies and gentlemen, nu dați rec. A, dai rec, ok, îmi dai semn, da? Haide, Raul, Dan și George, să nu agă, please, să stăți, să fiți pe poziții. Nu. Vă chem eu de undeva să... Ladies and gentlemen, am ajuns la momentul Scandambergului între Raul Dan și Gheorghe Zonoagă. George, scuză-mi, cer scuze. Haide să-i chemăm pe rând. Aș dori să-l chem primul pe Raul Dan. Ok. Și în partea opusă, în aplauzele voastre pentru George Zonoagă. Hai să vă zic, eu nu sunt arbitru de Scandalberg. Aș dori să-l chem pe Pitbull. Pitbull, vino cu a, bro. El este arbitru oficial, antrenor, el știe tot. Bănuiesc că e la interviuri afară, nu? Aș dori cineva profesionist să vină aici să arbitrăm acest meci. Asta e, ești profesionist? You know that shit, right? Ok, hai că avem cineva care se pricepe la Scandalberg și știe regulile Scandalbergului. Eu nu știu, da? It's all about me. Cum te cheamă, bro? Georgescu Robert. Georgescu Robert, el este specialist în domeniu, a venit și cu frânghia de Scandalberg. Cum se cheamă frânghia asta? Strep. A venit cu strepul și hai să-i legăm pe băieți cu strep. De aici vine strap-on, știi? Deci, când spun stop, vă opriți să nu vă rupeți oasele. Asta nu e o masă specială, deci nu are înălțimea necesară. Ca să știți, da? Deci asta este amical, nu trebuie să o luați. Mă înțelegeți, da? Ok. All right, let's get it on! Music. Așa.
Așa să se vadă cotul, coturile la vedere, se face o măsură. Palmele sunt ținute de către arbitru, reglate de către el, da? Ok. Avem niște opțiuni? Opțiunile cu degetul mare, adică. Se ține cont și de faptul că oponentul are o palmă mai mică. Let's do that shit! It's on! Alright, George! So relax already! Ia uite, începe focusul! Oh! Avem un câștigător, ladies and gentlemen! George Zanoaga, the Iron Man! Alright, felicitări! That was a nice one! Anybody wanna do it with me? Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, nu trebuie să mai fiți atenți aici, e o chestie de culise, sunt și eu, you know? Let's do that rock! Oh! Gata, am pierdut și eu, it's ok. Nu mai râdeți de mine. Alright, ladies and gentlemen! Madalina, mai e ceva? Let's do it, ladies and gentlemen! Eric Sef a fost pentru voi! Nu uitați, pe data de 21 februarie 2023 vă așteptăm la această gală Eric Sef Las Vegas, dar până atunci vom mai avea conferințe de presă, așa că stați conectați pe ericsef.ro. De asemenea, nu uitați, cotele sunt foarte bune, pariurile sunt deschise. Vă așteptăm de asemenea și la Las Vegas să pariați pe luptătorul vostru preferat. Alright, ladies and gentlemen, a fost Mike Damas pentru voi. The black motherfucker with the, you know, one love. Și lasă-te surprins de câștiguri infinite. Descoperă puterea SUV-urilor de lux. Inovația ultimului model de smartphone, extazul la peste 200.000 de rotiri gratuite și euforia premiilor cash. Când joci pe Las Vegas, câștigi premii extraordinare. LasVegas.ro